Băi, nu știu, am văzut că e o dramă foarte mare, nu era un beef, între toată echipa lui Mr. Beast, adică se întâmplă ceva ciudat acolo. Am urmărit și eu câteva episoade, am urmărit așa puțin drama aia, care a fost cu foștii angajați, cu totul a pornit practic de la Chris, dar acum, în ultimul timp, nu știu, se întâmplă o grămadă de chestii. Văd că Daryl Red a făcut un nou clip în care zic că Mr. Beast a răspuns cu un nou scam. Deci, nu știu, Mr. Beast, ușor, ușor, going on a down spiral, cum ar veni. Hai să vedem care e toată faza. Abonați-vă la canal înainte ca episodul să înceapă. Nu uitați să rupeți toată aceea de like. Și hai să facem noi cât mai repede 20.000 de abonați. Îi dăm drumul. Beast, frate, din nou vorbim despre Mr. Beast. Încă nu avem niciun răspuns de la Mr. Beast. Dar în același timp avem, pentru că astăzi o scos un produs nou. Omul nostru așa răspunde la toată drama asta în jurul lui. O scos un produs nou. La ce s-a gândit omul nostru? Să stea silent, să nu zică nimic. În caz că nu sunteți la curent cu toată drama asta, am făcut o grămadă de videouri pe toată tema asta, pentru că e multe ceva destul de huge, frate. Deci vorbim despre Mr. Beast, cel mai mare YouTuber de pe platforma asta din lume. La Mr. Beast, frate, împreună cu alți așa doi... Vere, mi se pare ireal, gen, ce se întâmplă cu Mr. Beast, care omul e huge, dar mi se pare în același timp că e cumva imbatibil, adică se întâmplă toată drama asta, dar el still getting the bag, nu e chiar așa cancelul, face vizionare, merge treaba. YouTuber care sunt foarte, foarte genuine, aș putea spune, Logan Paul și KSI. Era o vrăjeală când am zis faptul că sunt genuine, pentru că știți bine ce a făcut Logan Paul, a făcut toate schemurile alea cu cripto. Și KSI a greșit o grămadă, vrea avea o grămadă de aur, a greșit KSI o grămadă că s-a asociat cu Logan Paul, pe plan... al opinii publice, probabil monetar, face o grămadă de bani și atunci nu mai interesează, dar ca idee așa. CryptoZoo și nu zicem nimica despre pădure, lăsăm numai așa la schemurile cu CryptoZoo. Pe lângă chestia asta, ăștia doi ce au în comun? O scos Prime-ul, frate. Din fericire, frate, la noi în România, știi ce simt dacă nu e așa, dar la noi în România Prime-ul chiar cred că nu a fost așa de popular cum a fost în străinătate, de exemplu, pentru că în America au fost dezastru, toată lumea se omorau, frate, copiii, ești nebun să cumpere Prime și să ia Prime. La noi în România nu cred că a fost găsești Prime, tot are hype, dar nu e așa. Așa, poate de aia, pentru că atunci când au ajuns în țară au fost 35 de lei sticla sau ceva de genul, dacă nu mă înșel. Acum o găsești peste tot și full, rafturile full. N-am mai văzut copii care să bea Prime, sincer, deloc. Nu țin minte să fi fost așa nebunie la noi în România cu Prime. Așa, poate greșesc, nu prea am de unde să știu ce fac copiii în ziua de astăzi, mai ales pe TikTok și așa, pentru că nu mi-apare content. Nu joc Fortnite, deci n-am de unde să știu. Este în felul următor. La noi în România nu a fost așa de hype și sincer vă zic, poate că e un șoc că zic chestia asta, dar Prime-ul e de căcat. Mie nu mi-a plăcut absolut deloc Prime-ul, nu, sincer. Nici mie. L-am testat pe mai multe clipuri, nu mi-a plăcut. Plăcut deloc Prime-ul. De când a apărut, am încercat vreo 3 sau 4 flavore, dacă nu mă înșel, nu le-am încercat pe toate. Pentru că după al doilea flavor pe care l-am încercat și nu mi-a plăcut, am zis că nu o să mai beau niciodată chestia asta, că sincer, real vorbind, îi dog. Și am mai pus mâna pe vreo două așa random, vrute nevrute, am mai reușit să pun mâna pe două. Nu cred că a fost voluntar, nu mai țin minte, în fine, oricum, nu-mi place și nu o să-mi placă și nu prea prefer să beau așa ceva. Pe lângă chestia asta, Prime-ul, frate, dacă vă uitați la sticlele lor, sunt incredibil de colorate și au fost deja marketată, făcută pentru copii. Dacă un adult se duce și vede sticla aia de Prime, zice că ce dracu e cancerul ăsta, știi, de ce aș vrea să beau cancerul ăsta, să bag cancerul ăsta în burt. Dar în fine, Logan Paul și cu KSI și cu Mr. Beast, bine și înțeles, s-au combinat să fac... Așa, scos Mr. Beast Prime? Că un produs nou. Probabil că ați mai auzit de Lunchables. Lunchables este o cutie, cum ar veni, în care sunt mai multe produse diferite, și anume, nu știu, o pizza care poți să-ți o faci, pe lângă chestia asta primești o bomboană, ceva, nu știu, un candy, un chocolate bar, ceva de genul, și un drink. Și Lunchables astea is huge, gen. Au 80 și ceva la sută din marketul de copii, dacă nu mă înșel, gen, is lider de piață pe snacks-urile de copii. Nu știam de chestia asta, Lunchables. Practic e o chestie care să-ți faci un lunch, adică ai și de mâncare, ai și dulce, ai tot și un băutură acolo. Nu neapărat snacks-uri, că chiar e mâncare. Chiar dacă e dog procesat, bine și înțeles, mai ales că vorbim de America, unde toată mâncare e dog procesată, Lunchables dețin o mare parte din marketul ăsta. Și ce-o zis Mr. Beast, frate? Hai să mă combin cu Logan Paul și cu KSI să urăm marketul, pentru că așa au făcut și cu Prime-ul, dacă țineți minte. Gatorade deținea o mare parte din tot marketul ăsta cu refreshments, știi ce zic? Gen energy refreshments, care nu sunt neapărat energizante, sunt doar o formă de energie. Un fel de energizant, dar e ca și când sunt apă de hidratare. Ele au post de hidratare, n-au neapărat postul de a te energiza. Chit că sunt tot energizante, practic, dar sub altă formă. Adică tot, they are the same shit, bro. Chiar pot să fie mai rele. Energizant așa, cu o grămadă de chestii băgate în ele, vitamine și așa mai departe, electroliți, whatever. Și ce-o zis să facă ăștia? Să ia toată porțiunea asta de market, cum ar fi Lunchables, și să-și facă ei un produs pe care să-l marketeze, pentru că ei au puterea, frate. Mr. Beast e huge.
Chiar dacă vi se pare vouă că, bă, acum a murit și cine dracu s-ar mai uita la Mr. Beast, bro, dacă intrăm pe canalul lui, chiar după toată drama asta, videourile lui tot scot 100 de milioane. Face e enorm 100 de milioane. Copiii încă se uită și probabil că copiii nici măcar nu știu despre ce este vorba. Nici măcar nu știu că Mr. Beast este... Dramele astea nici nu ajung la copii. Drama asta, pentru că ei încearcă să mușamalizeze toată chestia asta incredibil de tare. Și acum dacă intrăm la ultimul videoclip, vezi doar comentarii pozitive. Nu știu cum au reușit să facă să managerieze tot hate-ul ăsta și să șteargă toate comentariile negative, pentru că videoclipul are 1.1 milioane de dislike-uri. Și dacă ne uităm la newest first, sunt efectiv, frate, doar comentarii bune. Presupun că au boți, că e inuman, frate, ești nebun să pui pe cineva ca om să stea să șteargă toate comentariile. Cum ai primit un comentariu prost? Bum, l-o șters. E inuman, 100% boți. Deși Mr. Beast, după cum ați văzut în ultimul video al Dogpack, e cunoscut ca, nu Mr. Beast neapărat, dar celălalt CEO al lui Mr. Beast, practic compania Mr. Beast se cunoaște chestia că dădeau Adderall oamenilor care lucrau, editorilor și așa mai departe, ca să lucreze toată noaptea, ca să scoată videouri, să pompeze videoclipuri. Băi, ești prost, dar așa de chestia asta. Nu e tocmai cel mai ok lucru. Deci de-aia zic, Mr. Beast încă... Not ok, adol, bro, n-am ajuns până aici. Da, deci e real treaba asta, mi se pare. De față este incredibil de popular. Și s-a unit și cu Logan Paul și cu chestia care au făcut Prime-ul, care au explodat, au acaparat toată piața de copii de pe tot globul. Aparent nu și neapărat de la noi din România, au fost numai hype-ul la început și cam atât. Și au zis să facă produsul ăsta care se numește Lunchly. Este efectiv Lunchables, doar că cu produsele lor. Ciocolată Feastables, am vorbit în videoclipurile trecute despre Feastable, nu are rost să mai vorbim. Și Prime, Feastable Prime și încă o mâncărică. Și ce zic, care bineînțeles o să fie mega procesată ca să fie costurile cât mai mici. Și știi care e cea mai tare chestie? Că ăștia efectiv au copiat jet pe jet toată ideea de business, toată ideea de Lunchables, pentru că au trei chestii acum. Turkey Stack'ems, care sunt efectiv același lucru ca și la Lunchables, și ăștia aveau gen biscuiți cu turkey și cu cheese. The Pizza, care e o pizza. Nu cred că pot să o numească pizza, pentru că au pus-o între quotation marks, știi ce zic? Pentru că probabil este folosită de Lunchables deja, numai cum să numești o pizza dacă nu pizza. Și Fiesta Nachos. Lunchables au... Bă, oarecum... Da, nu știu, nu știu. Nu mi se pare la modul, băieții, dacă au venit cu un produs mai bun, e ca și când scoți un energizant, dar scoți mai bun, nu? Exact același lucru, pentru de că... De ce să lași cu băieții doar pentru unii? Că intrăm aici pe site-ul ăsta, pe site-ul de la Lunchly, efectiv vedem, frate, ești nebun, comparație 1 pe 1. Site-ul se numește Us vs. Them, Lunchly. Vedem aici comparație 1 pe 1. Băi, e marketing foarte bun, mi se pare ce fac, e că și-au asumat competiția asta, s-au băgat în ea cum trebuie. Mi se pare cumva marketing bun, atât timp cât produsele sunt ok, adică nu sunt niște, nu știu cât de sănătoase sau nesănătoase sunt, dar ca marketing și ca competiție și așa, mi se pare ok chestia asta, mi se pare interesant ce au făcut ei. Dar în continuare nu pot să vorbesc, nu pot să-mi dau cu părerea despre produse, mă gândesc că nu sunt cele mai sănătoase. De asta nu știu cât de proaste sunt, cât ce efecte au și așa mai departe, nu pot să înțeleg. Deci Lunchly are 11 grame de proteine, ăsta Lunchables la fel 11 grame de proteine, dar pe 230 de calorii, ăsta are 310 calorii, electroliți 400 de miligrame pentru că are Prime-ul, știi ce zic, și ăsta are Caprisan. Sincer, Caprisan e de 10.000 de ori mai bun, chiar dacă e mizerie procesată, o să fie ok dacă bei Caprisan, don't worry. Bine, și dacă bei Prime o să fie ok, îți dai seama că whatever, nu suntem chiar așa din porțelan, unii sunt, dar nu toți. Și sugar, 7 grame. Doar sugarul e foarte important, pentru că știți bine că în America e o problemă cu obezitatea. E huge, graș rău, gen trebuie să se întoarcă invers ca să intre pe ușă. După aia avem de pizza, 11 grame de proteină. O pierdut. Îți dai seama că un copil îl interesează, mă frate, ești nebun, proteina care o primește, dar calorile sunt mai puține și mai mulți electroliți, bineînțeles că Prime-ul e huge, 12 grame de zahăr. Și după aia avem Fiesta Nachos, aici au câștigat cu 2 puncte. E ok, doar 10 grame de sugar per pack. Melodia asta pe fundal, nu-mi place melodia asta, ți-a pus orădule, ți-a pus-o și zici că ești, un agent secret, mergi pe undeva să-mi pui și tu gen doar vorbești despre un subiect, e foarte ciudată melodia. Nu știu ce să zic, pentru că Prime-ul ăla e plin de sugar și la fel și Feastables, sincer, e plin, hai să fim sinceri. Da, și avem aici poza asta cu ăștia trei care KSI aici să mă bată, arată, ori, îți două opțiuni pentru fața lui KSI din poza asta, ori îl treci o căcare incredibil de tare pentru că a mâncat mizerile astea procesate și nu mai poate, are, îi constipat, ori omul nu vrea să fie acolo.
de-a vrea să primească banii și să plece, știi ce zic? Una din două, eu nu cred că Chiesa îi mai suportă pe ăștia, sincer. Banii ca banii, dar am atâta. Și dacă intrăm aici pe poza asta de pe Instagram, ne uităm la comentarii. Fiți atenți aici. Those will see this and be like, hell yeah, yeah. De la Big Mike. Tu ești omul care ești în stare să comentezi despre așa ceva, bro. Best product of all time. Nu mai calde. What can this man do? Mamă cu... Bă, deci mie mi se pare, frate, ești nebun cum îi fac ăștia tsunami la Jimmy ăsta, incredibil de tare, și echipa lui lucrează overtime, frate, și-a făcut cel mai bun AI ca să detecteze comentariile de hate. E imposibil, frate, să nu aibă așa ceva, că toată lumea vorbește negativ de toată chestia asta, în afară de copii și oamenii care îl pupă în cur pe ăsta. Fii atent aici, efectiv, numai comentarii pozitive. N-are niciun comentariu de hate, mă, cât de bun. Băi, asta mi se pare că omul la capiar și toate chestiile de genul ăsta e huge, e ireal. Îți dai seama cât se chinuie? Pentru că, voi, vreți să vă mint, comentariile contează o grămadă. Adică dacă, deja, uite, eu observ o chestie. Uneori postez TikTok-uri care, bă, pe TikTok ai tot felul de public, adică ajung la tot felul de oameni. De multe ori, dacă un TikTok ajunge și încep un comentariu, deci sunt multe comentarii bune, dar să zicem, primele, nu știu, o grămadă de timp sunt comentarii bune. Băi, începe un comentariu care e absolut greșit, eronat, băi, mai vin 5 comentarii la fel. Înțelegi? Lumea influențează și uneori chiar au dreptate, adică văd glume care se duc pentru că oamenii au dreptate, cumva mă ironizează pe anumite greșeli pe care le-am făcut și, băi, de multe ori nu le găsește niciunul până când începe un comentariu. Când începe un comentariu, multe rău, înțelegi? Și omul ăsta, ca să nu-și vadă, să nu vadă toată lumea tot ce a făcut el și tot chestiile aia diabolice despre care se vorbește și mai departe, și a făcut AI direct, ești nebun, a băgat AI-ul la bam, ți-ai scris ceva urât, bam, te-a scos. Tive, frate, e crazy. Mie mi se pare foarte dubios că fac chestia asta. Și chestia e că, bineînțeles că comunitatea lor și oamenii și la care vor să se adreseze sunt copii, frate. Și fiind copii, o să se uite niciun copil, ești nebun, la drama de pe YouTube în legătură cu Mr. Beast și ce mizerie a făcut ăsta și CEO-ul lui fake care covering sau ce așa mai departe. Îți dai seama că pe copilul nu-i interesează, copilul vede culori, uga buga, Mr. Beast culori, let's go. Da, au făcut un live stream în legătură cu chestia asta, care dacă intrăm aici și ne uităm pe live stream-ul ăsta, mie mi se pare hilar. Moment in my life and I couldn't have this moment without a dear, dear friend of mine. Let me see if I can invite. Bro, sunt miliardari oamenii ăștia, n-au bani de o cameră și de niște cu internet, ești nebun. Știți, mai de mult când era mimul ăla de ziceai, bă, n-ai bani de internet, du-te dracu, dar când te jucai CS sau Metin sau whatever. Ăștia chiar n-au bani de internet, ești nebun și sunt miliardari, dar uite-l pe ăsta. Boom. Uite acolo. 10 pixel, ești nebun. Uite-l aici pe rege. Se vede incredibil de bine live stream-ul ăsta. Asta a fost live stream oficial de la lansarea lui Launchly. That clearly didn't work. Yeah. Just forgot you saw that maybe. Ia vezi. Se vede bine rău de tot. Cum se poate vedea vere? Frate, uite-te acolo cum se vede, frate. Bă, bătaie de joc, mă. Bătaie de joc. Bătaie de joc. Nu, spune-mi tu mie aici, ești nebun, că dacă te duci în Minecraft și pui un painting din ăla pe perete, se vede mai bine. Noroc că pe KSI Clips nu pus botul ăla, ești nebun, că videoclipul ăsta e de pe KSI Clips. You can't even joke about the irony of the three richest YouTubers collaborating. Ah, și aici nu mai this is the video quality, pe bune, frate. Bro, why they got Wi-Fi from 99? A scammer sellout and a criminal walk into a bar. Diabetes in a box. Vedeți, frate, toate comentariile sunt negative, literalmente, și pe profilele lui Mr. Beast totul este pozitiv, frate, ești nebun. Îi fac tsunami la cură ăștia la Jimmy. Bro gave my phone a virus. Crazy. KSI, I'm a massive fan, but this is a dark path you tread. Crazy. Știi care chestie? KSI, sunt mare fan, dar ai luat-o pe o cale proastă. Ce e cea mai funny în toată nebunia asta? Faptul că Dan TDM, frate, Dan TDM. Îl știți pe Dan TDM. Omul este unul dintre cei mai normali și cei mai wholesome YouTuber pe care i-am văzut vreodată. Au crescut ăsta o generație cu Jacksepticeye, cu PewDiePie, cu mai mulți YouTuber din ăștia vechi, Markiplier și așa mai departe. Omul ăsta literalmente o trebuit să se bage în toată drama asta, că nu i-o veni să creadă ce mizerie o scos ăștia. Sincer, gândiți-vă, frate, ești nebun că ăsta nu se bagă niciodată nicio dramă. I s-a băgat în toată drama asta. A pus tweet-ul ăsta, what happened to YouTubers, man? I can't say anything anymore. This is selling stuff for the sake of making money. Simple, how does this benefit their fans? Pe bune, cum chestiile astea
beneficiază fanii. Sincer, cum beneficiază fanii? Și știi care e cea mai tare chestie, frate? Că ăștia marketează totuși, și-au marketat totuși și Prime-ul, l-au marketat așa și ciocolățile și chestia asta ca fiind sănătoase. Sănătoase pe dracu, ești nebun. This is selling crap to kids who don't know better than trust the people who are selling it to them. Do better. Pe bune, frate, ești nebun. Și are 456.000 de like-uri, 34 de milioane de views. No, când vine Dan TDM, ești nebun să îți zică ceva despre business-ul tău, e clar, brother, e clar, brother. Pentru că omul ăsta, pe bune, frate, ești nebun, s-o simțiți și el așa, ești nebun. El încearcă să fie așa, să fie foarte, foarte ok și să scoată numai chestii care, bă, chiar beneficiază fanii. Și după aia vine un terminat ca Mr. Beast, ca Logan Paul și ca KSI și vând mizerii din astea ordinare numai de aia ca să vândă. E crazy. Măcar de erau bune, știi că nici Prime, nici Feastables nu-s bune. Hai să fim sinceri, frate, ești nebun. Am încercat și o ciocolată aia Feastables și nu sponsorizat de Milka sau ceva. Milka Clears, la lejer. La lejer. Mai țieți minte aia Tropicana? Milka e bună, mă. Milka e altceva, n-am mâncat de mult Milka. Că sau Africana, cum se numea aia cu banane. Incredibil. Și și mai ieftine, frate. Numai de aia, numai de aia scumpe, frate, ești nebun, pentru că sunt făcute de YouTuber. Mare căcat, sunt făcute de YouTuber, de cine, de Mr. Beast. Și știi care e chestia? Că omul ăsta nu o să dispară niciodată, indiferent ce se întâmplă. Am auzit oricum că o să răspundă la toată drama asta după ce o să facă Dogpack toate videoclipurile. Dar care e chestia? Dogpack au făcut videoclipurile astea. Până acum au scos cât au scos videoclipurile care le-au scos și acum nu mai știm dacă le mai scoate, pentru că omul a zis că da, o să scoată, da, o să scoată. Când? Când o să scoată? Că acum trăim într-un loophole din ăsta în care l-așteptăm pe Dogpack să scoată ca Mr. Beast să răspundă, că o zis chestia asta pe live-ul Ludwig. Și și Ludwig, care e cel mai mare glazer Mr. Beast, până și el de la evenimentul lui și-o retras sponsorul. Că Mr. Beast îl sponsoriza cu Feastable pe Ludwig la evenimentul ăla cu YouTuber și până și de acolo Ludwig a avut atâta bun simț și atâta coloană vertebrală ca să-l scoată, că și ei sunt prieteni și e cel mai mare glazer Mr. Beast. Deci îți dai seama că este ceva shady la toată chestia asta, că Ludwig n-ar fi scos așa sponsorul ăla care îi dă o grămadă de bani pentru evenimentul lui, numai așa, adică cine ar zice nu la bani gratis? Da, îți curios să văd ce o să se întâmple în legătură cu Mr. Beast. Momentan doar chestiile astea le avem. Mai sunt chestii despre care aș putea vorbi în legătură cu Mr. Beast, pentru că au mai făcut și alți YouTuber și au mai venit încă un post angajat de la Mr. Beast care au zis o grămadă de chestii, cum că îi le dădeau gur, v-am zis, Adderall și așa mai departe. Da, îs curios de opinia voastră în legătură cu toată treaba asta. Ziceți-mi dacă vreți să mai fac și continuarea, că mai este încă un videoclip la lejer, mai facem încă un videoclip de vreo 20 de minute în care vorbim despre ce au scos alții despre Mr. Beast, cum mai apărut încă chestii care nu sunt de la Dogpack. Îs curios de opinia voastră. Da, ne auzim. Peace. Tare, tare clipul. Bravo, bravo, Redule. Cam asta a fost cu clipul. E nasolea, că e nasoleală treaba cu Mr. Beast. Chiar sunt curios de părerea voastră. Ziceți și voi în comentarii ce părere aveți. Cam asta a fost cu episodul. Eu am fost Matey. Vă pup, fratele vostru. Pa, 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 pa.